Nu,
sau noi strigăm. Nu strigăm de mult, eu nu confiem în noi, eu nu oră și una de aceea. Noi nu vedem nici o răspund confie de dumneavoastră. Nu avem nici o răspund confie. Noi vrem să ne trăiesc la fărbun opus. Noi nu suntem de acord să plătim toate lumini, de ce se fac că nu le ias mie. Nu mă să ne trăiesc, nu mă să ne trăiesc. M-am adresat la dumneavoastră să-mi faceți documentalul, că am garajul privat și plătesc pentru arienda pe pământ și pentru garaj. Dumneavoastră, nici până într-o din luna octombrie, scris cu Zochingă, îi răspundeți cu o singură întreabă, a să fie Consiliu și a să rezolvăm. Nu sunt, am apelat să se realizeze, să îi se fi direct. Că am un garaj cum am plătesc eu, dar nu mi-am ok. Deci, că, și pentru apă, ca să toți cetățenii din orașul OK să aibă apă și canalizare, și suntem legați de contractul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, noi nu putem să micșorăm tariful apă în baza deciziei care este.
O secundă. La ziua de astăzi avem documentele care sunt legale și care sunt în funcție. Una vreau să vă spun. Reieșind din comisia pe care am făcut-o, reieșind din rapoartele care le avem. Pune raport. De este. Reieșind din raportul de activitate și care astăzi ia, noi ne-am pus ca scop că la 1 ianuarie 2014 să dăm tariful vreo fapt. La 1.01.2013 este ultima ridicare. Când era domnul Dogaru de la Sfântăduia, la școala muzicală, și l-a întrebat pe domnul cât e, că era atunci cât 14 lei și bătut, era cupă de apă. A zis cu timp de apă? Nu! Dar cu așa s-a făcut apă. Nu te știam mă ce-i păcură! Cine era? Cine era? Nu știu din o strașă! Faci la fiecare consiliu! Faci la fiecare consiliu! Dar să... Așa-i păcură! Dar înseamnă așa, dar tu mă stăriți în România, nu ești așa pe canal! Așa e! După clavoare, trebuie la să scrie! Domnul primar, avem o rugăminte dumneavoastră. Dumneavoastră știți o decizie, da? Știți-o, vă rog, frumos pe asta. Toate ați făcut decizie. Da. Știți-o tare. În 2009. Știți-o numai. 21.04.2008, primăria orașului Orcheia a examinat adresarea dumneavoastră privind efectuarea unor lucrări de amenajare a străzii colindătorilor și acțiunile lui P. Sergei. Nu știu cine. Lucrările de amenajare a drumului sunt planificate pentru luna iunie curent, iar iluminarea va fi reparată odată cu străzile Unirii, Prieteniei, Ion Perivan și Tudos Roma. Doamna Sergei a fost avertizată verbal că în caz de repetare a unor plângeri din partea locatarilor pe strada Comandătorilor, în adresa lor și confirmarea acestora de către primărie vor fi luate măsurile respective. Și... Nu s-a făcut nimic. Vă-ți cu dumneavoastră peste vieții tot de-a luni, le luați, da? Cum asta este? Dar a trecut 5 ani din 9 ani. Cum ați cetățenii? Dacă nu doriți să vă spun niște cifre, una vreau să vă spun cele, da? Noi suntem la solicitarea dumneavoastră, care este verbală și care azi este înregistrată. O să examinăm solicitarea respectivă și o să vedem ce este posibil de făcut. Dați înapoi tariful și gata. Dați înapoi. Mai dați-mi voie să vorbesc și mă strângă. Nu pot să vă ascult toți. Este imposibil. Dar, simplu, dați-mi voie să examinăm chestia aceasta, încă o dată, la solicitarea dumneavoastră. Și să vedem care este posibilitatea și probabilitatea soluționării problemei. Unul la mână. Doi la mână. Eu sunt gata ca dumneavoastră să alegeți din toți care sunt, ca să nu facem iar Marocul este iar și strigăm fiecare și compoate, 4-5 persoane din dumneavoastră cu care să discutăm și negociem. Iată așa... Eu nu știu care consilier v-a organizat. Nu, dar știi la cineva. Eu v-am spus, nevoile neorganizate. Bine, las fi așa, doamnă. Eu ce zic, alegeți aici 4-5 persoane care să fie grupul de negociere și
să discutăm, să analizăm tot și pe urmă deja dumneavoastră o să dați din unul în altul toată informația. Este mult mai ușor, vă spun clar cu certitudine. Nu putem, simplu, nu putem să, acum, la momentul de față, să anulăm decizia. Nu, eu vă spun să știți. Decizia cu privire la tarifă de apă. Este bine așa că strict? Proiectele cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dintre care avem 200 de milioane de lei care se lucrează și sectorul Lupoaia, sectorul Nistrean și cei ce țin de 21 de kilometri de apeduct să fie reabilitat în orașul Orchei, inclusiv reabilitarea drumurilor. Este proiectul, este în implementare, deja strada tricolorului s-a pornit la lucru. S-a pornit lucrările la Lupoaica. Care da? Lucrări? Da? Și lucrări că stricați tot acolo și nici n-ați făcut. Nici n-ați făcut. Îmi dați voie. Nu dau voie. Mai ca așa vă rog. De punct de vista de vedere, ca să înțelegeți un lucru simplu, da? Nimic nu s-a construit în roțe. Nimic nu s-a făcut așa. Dumnezeu a făcut pământul în 7 zile. Nu este posibil ca să faci lucrările astea ca așa. Nu sunt Dumnezeu. Dar este muncă, muncă și iar muncă. De zi cu zi. Da. Și respectiv, eu vin către voi. Oameni buni. Hai să răbdăm puțin. Prin care tăța și ea, care nu au canalizare, să aibă canalizare. Tăța și care nu au apă, să aibă apă. Și eu vă spun certitudine. Ieșind din obligațiunea contractuală, care... Stimate domn, ieșind din obligațiunea contractuală față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, noi o să avem posibilitate să minimizăm tariful apă. Vă spun cert, cu mâna pe inimă. Acum așa, eu nu înțeleg că de ce este asta. Da, da. Da, să dați înapoi un procent. Dar nu dă înapoi, cu numai de mult, dar o să dai înapoi. Nu eram în funcție. Mă doar înțelegi chestia asta. De bun cu care ați vrea. Hai veniți în față, vă. Dar nu se mai ridică, gata. De ce nu scrie înainte de asta? Nu vine înainte de asta, cum vreau, nu vine în arătașul. Vreți-mi vă rog. Vreți-mi vă rog. Luna... Mă tare strin și mai mai sufragi. Eu vreau să întreb ghină. Cine din dumneavoastră a primit chitanța pentru 1 octombrie și noiembrie pe apă? Spuneți-mi, vă rog, pe vier s-o ați citit? Da. Și? Da. N-ați fost adus la cunoștință, doamnă? Nu, că de la 1 ianuarie va fi aplicată rata de inflație. N-ați fost adus la cunoștință. Pivierso, ia citiți, vă rog, chitanță. Vă rog mult. Domnul Bălor, trebuie să nu turnăm urmă. Dăm decizia din 18 decembrie 2012. Și acolo este taxele. Taxele este taxele. Și acolo nu scrie taxa pentru iluminare. Și voi ați obligat în punctul 3 ca să evacuați chestiile, ca evacuarea și transportul de gunășe. Dați-mi voie să vă răspund. Nu e așa. Mă dea răspunde la articolul 1500. Taxa pentru evacuarea deșeurilor este pusă în codul fiscal prin care se permite autorităților locale, să implementeze această taxă care se meargă pentru necesitățile bugetare. Acum, la moment, am început să vă spun că avem 1200 de plafoane. Da? Ca să înțelegeți o chestie, ascultați, stimați domni și stimate doamne, că nu este posibil să-ți răpui glasul.
Dar dacă doriți să ascultați, vă rog frumos. Simplu. Această taxă, pentru evacuarea deșeurilor care este pusă, da? Tariful este pentru colectarea și transportarea deșeurilor. Taxă pentru iluminarea stradală. Într-adevăr, nu am, nu este... Ascultați-mă! Nu este în, pus în codul fiscal. Banii colectați de la această taxă vor merge la iluminare stradală. Și acum vreau să vă întreb fiecare. Vreau să vă întreb pe fiecare. Da, dumneavoastră sunteți mai în vârstă. Dar așa care lucrează noaptea. Noi acum suntem, vă spun, o să las o licitare dumneavoastră. O să mai studiem odată materialele și o să vedem ce facem cu sfera socială. Da? Cu pensionarii, cu invalizii. Ascultați-mă odată materialele. Alegeți, vă rog, acele 5 persoane care sunt de voi. Și să venim să discutăm, să discutăm normal, să vedem cum putem să luăm o decizie corectă față de cetățeni. Nu este necesar să veniți toți la primărie și să facem discutați. Mate Domnului! Mai vine evoluție așa de făcut. Evoluție trebuie făcut, dar nu vrem. Dumneavoastră doriți să soluționați problema. Păi problema se soluționează în mod legal, social și de neștit. И сербиря блоковую платим, что еще пентру лунины мерзи как бы. Так и сербиря блоковую вообще исчез. Ну, я ко ней не спуск не мерзи. Я дам спатку, я дам спатку. Как с интеллигенцией? Как с этим эвакуарой лишил? Да тут оформили с этим вами. Суд 70 дней. Мы платим астăzi, пентру луна януарий, 180 дней. Pentru lumină. Și acum, dacă dumneavoastră credeți, simplu, orașul ca o casă, ca o gospodărie. Așa? Și dacă la dumneavoastră în gospodărie s-ar stânge azi lumină, ce ați face voi? Dar veți rădui? N-am plătit pe 24 de plătit. Nu deja v-ați plătit. Nu-i de rog, dar nu ați plătit lumină și ea dacă n-ar și lumină. Și tot și... Domn primar, domn primar, dați-vă ascultat, dar noi pe ulița noastră de 100 român, de 5 ani zile nu avem lumină. De 5 ani, dar nu avem lumină. Nu-i mutat. Nici un bec nu avem acolo. Dați-mi voie, vă spun. Dați-mi respectivă. Domn primar, vă ascultăm, dar dați-mi răspunsul nou. Dumneavoastră ați fost la școală. Cu cât de-a lume acolo? Și ce răspuns a spus voi? Cât de gravă lumina cât tu dosi Roma la schimbă. Stimate, doamnă, dați-mi voie să vă explic la capăt. Dar voi îi spuneți, cați-mă de care sunt strânse la cetățeni. Merg ca contribuții în proiectul finanțat de către delegația Comisiei Europene, prin care avem 160.000 de euro. Asta sunt peste 3 milioane de lei. Și punem și contribuția bugetului orășănesc de 3 milioane, pentru să avem iluminare stradală cu toate străzile. Dar asta iarăși nu se face într-o zi, stimate, doamne, stimate, doamne. Dar de ce se face? Nu trebuie să concret, dumneavoastră sunteți de acord să plătiți, dar eu de acord să plătesc. Dar e de acord să plătesc. Dar e de acord să plătesc. Eu tot nu lucrez ca și voi. Numai că nu spune ceva. Decizia a fost primită de a conecta la lumină pe strada noastră. Și aia că o primită. Stimate, domn. Decizia de zile nu-i făcută lumină. Stimate, domn. Dar ce vreau să dau decizia? Ce vreau să dau decizia? Ce vreau să dau decizia? Dar sunt toată să mă tăi în voi. Totul ăla s-a vrăjit dreptul. Hai să vedem.
Pietrele. Ia că îți ce spune. Nu citesc soarele cetății. Hai, tăi, hai, domnul Țurcan Nicolae, la primărie orașul. Prin prezent, vă informăm, cererea dumneavoastră de teritoriul la conectării, la emânare stradală, a fost examinat. Lucrările de conectare în emânări de stradă vor fi efectuate în luni martie, aprilie. 03-03-2009. Acum așa. Din punct de stabilire, eu nu pot să mă expun la ce-o fost în 03-09. Eu nu eram primar atunci, da? Și acum, anul acesta, reuniu strada. Vreau și eu și mai întâi mă să personale care le are din care, spre exemplu, garajul sau, spre exemplu, altceva. Întrați la mine în birou. Întrebările globale. Bine, sunt teremul. Pentru ce eu trebuie să-i plătesc 3.000 de lei? Pentru ce? Întrebările globale. Doamna Caterina, ne faceți lista la toate întrebările și ajungem la mine. În alogul la transport sau ridicat, răspăteți la primărie 100 de lei. Pentru ce? Nu sunt de drumul de sunt de drumul de drumul de sunt de făcut canalizarea, dar veniți și o să îi trimiteți o comisie, cineva, să vadă, se poate să iasă un copil din strada Я вам задам вопрос.
Noi am avut două prin Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот это, я понимаю, что это не так. Я вот
turastice, lucrători de poliție, combatanți, nimeni sunt pământul să revin. Dar procurorul privatizat pământul și a rupt la o presă de pământ? Și el, un loc de pământ și ordine la cu ei. Vă rog frumos, până așa rugați, în loc de stuci ca asta de vale. În afară de schetă ce am, lasă-mi la postimii. Câți copii aveți? Curent, curent, două rând, conduși! Eu nu mi-aș loc de pământ în ochii! Ivanov! Ivanov! Trebuie să nu cădua de poliție? Sau, pe rămânul îi trăie! Trebuie să se soare știți! Am pus niște toate în lucru și așa! Vine să ne scutăiesc copii! Vă rog frumos prin ea! Stimate domn, ca să fie clar pentru toți, mai mult, nu mai discut. Doamna Caterina, veniți! După care, Dimiterea capitenilor, noi avem dreptul, câți locuitori cu drept de vot în orașul Orchei, deci o treime ne ajunge nouă, o treime. Și grupul de inițiativă pleacă la comisia de... De ce fixăm? Vineri, la orele 10, vineri îi face. Asta e. Vă rog frumos! Da? Care și probleme avem? Afară. Care ce probleme aveți din confete și nu s-au soluționat, aveți petiții la primar, n-a dat răspuns, s-au dat un răspuns, evaziv. Concret, la concret, nu pe aiurel și pe faul, la concret, atât. A ajuns uneva că nu scoate. Cineva scapă de anturajul său, de binele său, de salariile sale. Domnul primar a fost la grevă, vor salarii, dar oamenii ce se facă? Da.
De ce? Vineri la ora 10, vă rog frumos, mai mult popor. Veniți, spate, să vă deschide, ceriți, să vă da. O să fim răzliciți, cum încă am fost pe timpurile limbii și alfabetului, am fost uniți. Acum să avem dovadă de devetoment, suntem oameni cu inima mare, nu cât suntem săraci, dar sărăcia face culme. Asta e o etapă revoluționară, când pătrurile de sus nu pot conduce, cel de jos nu mai pot trăi în infernul acesta. Ajunge! Nu mai putem! Sos! Sos! Capitelile! Sos!